E joi la Antena 1 este Adela. Adina noastră a ajuns pe platourile de filmare de la Izvorani. Vedem dacă putem să smulgem ceva de la protagoniști despre episodul din această seară sau în general să vedem cum decurg filmările. Bună dimineața, Adina, ești în direct. Bună dimineața, Răzvan, bună dimineața tuturor. Râd, dar de emoție, pentru că sunt gata să le stric dublurile celor de la serialul Adela, care trag chiar și astăzi, deși este cald afară, se simte atmosfera de vacanță. Ei să știți că sunt la lucru. Este penultimul episod în această seară și celălalt, ultimul din sezonul 3, va fi joia viitoare. Oamenii trag însă din greu pentru sezonul 4. Încercăm și noi să aflăm detalii, se fac pregătiri. Iată, urmează un nou episod. Se trage. Bună dimineața, dragi. Bună dimineața. Bună dimineața. V-ați asortat, așa sunteți îmbrăcați la fel, aproape că v-aș putea confunda cine sunteți. Am putea, suntem frați. Da. Și am putea să dezvăluim mai multe, dar nu se poate, exact, nu se poate. Exact. Nu, lăsăm misterul să planeze asupra acestui asorte. Dar suntem în plină desfășurare de forțe aici, pentru că filmăm pentru următorul sezon și într-adevăr se întâmplă lucruri. Nu vrem să dăm foarte mult din casă și așa vedeți acum o mică parte din ce urmează să filmăm. Dar să nu spuneți la nimeni, e doar pentru voi. Suntem pe terasă, este cald, ții minte că și anul trecut am fost în aceeași perioadă când se trăgea finalul de sezon. Știu că a fost dramatic, s-a aruncat în piscină, a fost cu împușcătură la piscină finalul sezonului 2. Nu știu cum va fi sezonul 3, dar elementul cred eu că... Elementul nu lipsește nici de aici. Este domnișoara. Dimineața. Am venit la momentul oportun. A venit elementul dramatic. A venit. Bună dimineața, cum este atmosfera aici? Vreau să ne dai ceva din casă, pentru că sunt mulți care abia așteaptă să afle cum se va deznoda acest sezon 3. Îți dai seama că nu pot să vă dau deznodământul, pentru că în felul ăsta oamenii nu s-ar mai uita și nu ar mai fi atât de curioși. Tu n-ai unde pleci, de ce mă lași singură? Anca e acolo. Nu contează, suntem aici live, vorbim despre episodul din seara asta. Lasă filmările că ne descurcăm după. Episodul din seara asta, când se întâmplă ce? Vai, cât mister, cât mister. Vai, cât se găsește, da. Copilul, nu se găsește copilul. Este oricum o încercare continuă și sunt eforturi constante ale tale și ale soției tale de a găsi copilul. Evident că Andreea își dorește ca acest copil să nu fie găsit și face tot ce poate să țină departe de mama lui. Reușește care... Andreea, reușește Mihai, reușesc Adela și Mihai, nu știu. Să-l facă să dispară de tot. Băiatul rău, am reținut de la filmările anterioare că tu ești băiatul rău. Tu ai furat copilul, tu ai furat averea. E cu multă hoție în serialul ăsta, să înțeleg. Nu e hoție, mă, nicio hoție. Soțul meu pe după tine și... Nu e nimic, nimeni nu fură nimic. Noi suntem niște îngeri. Eu cu soția, poți să-mi spui soția? Andreea, da. Da. Nici tu nu te crezi. Aceeași nici tu nu te crezi. De când ai apărut în serial. Da. Îl cred eu. Eu îl cred. Îl cred și da. Ce a zis aici? Ce cu soția? A zis cineva cu soția mea? Îmi place foarte tare că vă aveți ca frații aici pe platoul de filmare. Clar urmează un sezon 4 la fel de incitant ca și sezonul 3. N-am aflat mare lucru de la voi. Ne-ați jucat pe degete. Da. Însă e bine că am văzut atmosfera asta de vacanță. Se simte și la voi. Nu urmează vacanța în perioada următoare. Abia așteptăm. Vă aruncați în piscină la final și poate venim și noi. Cam atât de aici, dragilor, de la Izvorani. Nu știu dacă putem să vă arătăm piscina, pentru că ar fi contrajur, cum se zice la casele mari, dar este acolo, apa e pregătită, poate vom avea un final dramatic și pentru sezonul 3, căci știți foarte bine, sezonul 2 s-a lăsat cu împușcătură chiar aici la piscină. Cam atât de aici. Da, să vedeți sezonul 3. Deci...